Invitație într-o lume în miniatură. Asociația de modelist Tomis din Constanța și Muzeul Național al Marinei Române organizează și anul acesta expoziția Concurs de Modelist Cupa Tomis, eveniment ajuns la a 10-a ediție. Vizitatorii au ocazia să admire adevărate opere de artă, lucrări de modelist din domeniul militar și civil, inclusiv modele navale și autoradiocomandate, dar și diorame funcționale feroviare. Accesul la expoziție este gratuit, iar de ziua Marinei Române, joi 15 august, și intrarea la muzeu. O placă interesantă, sau mai bine zis, un model interesant este agățarea acestui planor Horsa de un avion de transport și încărcarea trupelor pentru a duce în Normandia. Tehnica americană sau tehnica englezească, tehnica americană care au participat la această debarcare, o regăsim prin acest LCM, este o navă de desant. Modelismul este un hobby mai puțin cunoscut, cu multe zile de muncă, dar rezultate pe măsură. Pasionații atât din țară cât și din străinătate și-au dat întâlnire și anul acesta la Muzeul Național al Marinei Române în cadrul celei de-a 10-a ediție a expoziției Concurs Cupa Tomis, organizată de Asociația de Modelist Tomis din Constanța. Aici regăsim lucrări de modelist din domeniul militar și civil, inclusiv modele navale și autoradiocomandate, dar și diorame funcționale feroviare. Pasionat de modelist, Gabriel Eremia a pus în operă ideea creării unui concurs care în timp a devenit o tradiție la Malul Mării, făcând parte din suita evenimentelor dedicate sărbătorii marinarilor. Pasiunea, pot să zic că este de când eram foarte mic și atunci vedeam acele filme cu nave și încercam să mi le reproduc, să mi le aduc acasă. Dar n-aveam cum. Încet, încet am început să caut planuri, schițe, desene, după care am început încet, încet să le lucrez. Bucuria mea a fost că am participat și la niște cluburi care erau la vremea respectivă în zona de instruire a copiilor, gen Casa Pionierilor, unde am luat legătura pentru prima oară, unde am luat contact pentru prima oară cu modelismul și cu modelismul care era de performanță. Totul a pornit de la o idee a domnului maestru principal Eremia Gabriel. A venit acum 10 ani și mi-a propus să facem o expoziție. Inițial o expoziție, după care s-a transformat în expoziție concurs. M-am gândit că va fi adresată numai copiilor. Abia după ce le-am văzut operele de artă, că sunt adevărate opere de artă, ce fac oamenii ăștia, am realizat că se adresează și celor mari. Și evident, a avut succes prima ediție, a doua, a treia și tot așa până la a 10-a. D-Day este tema ediției din acest an, prin care se marchează 80 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. În cadrul expoziției concurs, vizitatorii pot admira și o dioramă feroviară funcțională de peste 30 de metri, cu mai multe garnituri de trenuri românești din diferite epoci, dar și gări istorice recreate la scară de 1 la 87. Primul tren l-am primit de Crăciun, în 25 decembrie 1976. De atunci mi-au plăcut atât de mult trenurile, cât am vrut să le am cât mai mult aproape de mine. Și atunci am făcut fotografii feroviare, atunci am construit modele. Cei mai încântați de expoziție sunt copiii. Știu că modelismul este un lucru pentru copii. Sunt la o expoziție de trenulețe în care, și de modelist, în care a venit și tata cu niște camioane și îl ajut să le mai conducă, să mai facă lucruri prin curte. Expoziția Concurs de Modelist Cupa Tomis poate fi vizitată până în după amiaza zilei de 15 august, când va avea loc și festivitatea de premiere, iar de ziua Marinei, muzeul se poate vizita gratuit.